Dragii mei, suntem la emisiunea Dialogul Constructiv Salvează România. Părerea ta contează și astăzi avem plăcerea deosebită să lansăm o rubrică nouă, Exemple de români cu care trebuie să ne mândrim. Și mă bucur să am un invitat special, o româncă de 29 de ani cu niște realizări de-a dreptul fabuloase pe care am să o introduc și dau posibilitatea să spună plecând de la școală și până unde a ajuns. Este vorba despre Miriam Jaruș, o româncă extrem de volubilă, extrem de capabilă, chiar în pregătire m-a șocat. Și vreau să vă șocăm și pe voi că, de fapt, astfel de români trebuie să-i prezentăm. Dragă Miriam, cine ești? Oh, mulțumesc mult. În primul rând, mulțumesc mult, Mihai, pentru invitație. Chiar e o onoare să mi se dea șansa să pot să vorbesc despre mine, mai ales de un om ca și tine. Am avut posibilitatea să mă uit la alte interviuri care le-ai făcut cu tot felul de invitați importanți din România și progresul tău în carieră, așa că îți mulțumesc. Chiar e... înseamnă mult. Dragă Miri, vreau să spun un singur lucru, nu despre mine este subiectul astăzi. Astăzi vreau să prezint o româncă care a avut mari pile și a ajuns unde a ajuns. Și aș vrea să aflăm și noi pilele astea cum se numesc, că știi, la noi la român se poartă. Ce spui despre Miriam? Ah, perfect. Îmi place cum ai început cu aceste pile, că vom vorbi mai încolo așa puțin și despre părerea mea și drumul meu. Păi ce pot să spun? Cred că sunt o româncă, un om mic într-o lume mare și sper cu idei mari, așa am spus tot timpul. Să spun aici că în Biblie spune așa, vulpile mici strică viile mari, deci extrem de important că ai spus că ești o româncă mică. Doamne ajută să ajungi mare! Așa e, mulțumesc! Păi, ce pot să spun? Deloc sunt din Oradea, da? Am 29 de ani, în curând, de fapt, într-o lună voi împlini. Mulți înainte să te binecuvinteze bunul Dumnezeu! Mulțumesc, amin, asemenea! Și pot să spun doar că probabil sunt doar una nu dintre mulți românii care au avut șansa să poată să vadă lumea și să-i se ofere anumite oportunități. Sau așa zis, pilele la care vom ajunge imediat. Nu cred că sunt foarte importante, Miri. Pilele astea ar trebui să le detaliem pentru ca să înțeleagă orice român de rând ce însemnează să fii un om performant pe muncă. Corect. Și chiar asta vreau să ajung aici pentru că văzând și alți români de vârsta mea care au reușit afară, pot să spun că nu sunt mai interesantă sau mai specială decât alți români care au ajuns sau chiar și românii care reușesc în România. Cred că vom vorbi despre asta mai încolo. Tind să recunosc că mi-ar fi mai greu să mă readaptez acasă decât aici, în lumea mare. Dar așa despre mine, ca să încep acum cu drumul meu, parcursul, am terminat liceul în Oradea, la Emanuel Goștu, și sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce sistemul românesc mi-a dat, o bază foarte bună, dar trebuie să notez aici că Occidentul a fost cel care m-a ajutat să înfloresc. Asta e așa o balanță care vreau să o menționez, cu o bună bază de acasă, fundație, chiar e de apreciat sistemul românesc, dar cu oportunitățile de afară. Miri, dragă, aici ai introdus un lucru foarte interesant. Ai spus că trebuie să apreciem sistemul românesc, dar cum? De ce trebuie? Deci trebuie să ne implicăm, trebuie să facem partea noastră, că altfel nu prea cred eu că punem în evidență. Deci în sac nu ni se bagă dacă nu muncim, nu? Corect. Ce vreau să... Probabil și vom ajunge aici. De ce părerea mea, pentru mine, acum ajuns aici, e mai ușor în Occident decât acasă și de asta apreciez pe cei care au reușit acasă, mi se pare un sistem poate mai birocratic, mai greoi, cu asemenea zise pile. Și dacă ești un om, nu vreau acum să
ofensez pe nimeni, dar dacă ești un om care are o etică a muncii și integritate, fără o anumită aroganță, te bați cu multe mori de vânt, ca să zic așa. Asta e ceea ce am observat, fiind plecată de la 18 ani, nelucrând în sistemul românesc, dar sunt sinceră că mi-ar fi greu să mă readaptez acasă. Haideți să intrăm în problematica pregătirii profesionale pe care tu ai demarat-o la... La Viena. Deci, ca și toate lucrurile care mi s-au întâmplat în viață, am avut anumite idei și tot timpul, tot ceea ce am vrut să fac, toate ușile mi s-au închis, dar cum se zice, Dumnezeu a deschis o altă ușă. Dar ce care... ai vrut să faci, totuși? Începem. Când eram în liceu, mi-am dorit mult să plec să studiez afară. Și mama, ce a fost cea care m-a ajutat să merg înspre aia, m-a încurajat. Dar ideea a fost inițial să merg înspre Statele Unite ale Americii, pentru limbă, limba de studiu engleză. Printr-o mișcare așa foarte inedită a vieții, în clasa 11 am decis să merg la Viena, la universitate, dar știind în acel moment că studiul de la Universitatea de Economie și Business din Viena, care se numește WU, Wirtschaftsuniversität, era doar studiul în germană. Eu aveam zero cunoștință de germană, așa că am avut 2 ani la dispoziție cu anumitele orele, nu în particular de limbă, să învăț germană în timp ce mă pregăteam și pentru bacalaureat. Și din clasa 12 a trebuit să iau și ore de spaniolă ca să învăț cum trebuie, îmi trebuia pentru universitate. Așa fiind totul, am terminat. Imediat după terminarea liceului, în octombrie, am mers la Viena și am început universitatea. Ce pot să spun? Primul an... Aici trebuie să ne spui, pentru că, într-adevăr, aici e o chestie foarte interesantă. Adică să faci liceu în limba română și pe asta te duci la universitate în limba germană și să faci doar în privat germana, asta e o performanță. Da, îți mulțumesc. Cred că acum o iau așa mai ușor, dar contemplând și pentru discuția noastră, nu pot să uit primii 2 ani, mai ales primul an de universitate. Am ajuns acolo și eram obișnuită să învăț, să excelez și recunosc, pentru că e foarte important, cred că asta, să punctez și să fiu onestă, transparentă cu experiența mea. În primul an, în loc de 10 examene să iau, am reușit să iau doar 4. A fost dezastru. Un an dezastru. Am zis, în momentul acela, chiar îi vroiam să renunț la tot. Vreau să renunț, am spus, universitatea nu e pentru mine. Ciudat fiind, cum sunt românii, din cauza asta poate să menționez de ce mi-ar fi greu, din liceu ni s-a spus că n-o să reușesc în străinătate. Adică așa te încurajau cei din jurul tău, absolut, da? Absolut, deci... din sistem și așa. Și a fost absolut groaznic, ca să zic așa, teribil. Psihologic a avut o mare presiune asupra mea. Și am reușit abia din semestru 2 să-i parcurg, să iau examenele. Și am reușit să iau 4 examene în primul an, cum spuneam, norma ca să termin în acei 4 ani, pentru că era imposibil în 3 ani pentru orice student, chiar și de naționalitate germană, austriacă. Nu eram neapărat în grafic cu totul. Ce să mai spun? Mi era greu să înțeleg dreptul în română, dar mai în germană. Și așa totuși, totuși, parcă, din câte știu eu, ai terminat în timp util această universitate. Corect. Corect. Anul 2 a început deja să vină mai bine. Apreciez mult ce s-a întâmplat. M-a ajutat foarte mult să mă disciplinez. Sistemul lor, în primii 2 ani a fost un sistem în care vrei să mergi la curs, bine, dacă nu, aici ai materialul, la 3 luni ai examenul. Și faci ce vrei. Auzi, am fost și eu profesor, cadru asociat la universitate și procedam exact cum spuneai tu. Dacă vrei să vii, ai cursul pe internet, participi la cursuri, îmi pui întrebări, dar colegii de la universitate nu prea le-a plăcut sistemul ăsta, că mai bine să nu învețe oamenii. Da, eu zic, acum, uitându-mă la ce a fost, m-a ajutat mult, pentru că am învățat cum să fiu disciplinată și eu să-mi iau timpul și să văd cum mă împart, după stilul meu. Așa că
chiar nu regret nimic. În al doilea an am început să progresez și exact, am reușit să termin universitatea în 4 ani cu semestrul afară, în timp unde ce... Unde ai făcut acel semestru? Da. Asta a fost foarte frumos. Am ajuns până la urmă în America, în Atlanta, la Universitatea Emory, care a fost școala lor de business, Guizeta se numește, care e în top 20 în America, ca și universități. Și a fost o oportunitate bună să realizez că mă bucur că am avut ocazia să studiez în Europa, în Viena și nu în America. Am învățat mult mai multe, din nou, în sistemul european. Dar nu mai lămuri cu pilele. Care ți-au fost Aha. pilele? Pilele au fost multă muncă, chiar foarte multă muncă. E important de precizat, mama ta este româncă, da? Din Oradea, da? Corect, mama e româncă din Oradea, din Bihor, Oradea, Bihor. Și deci mama la Viena n-ați avut niciun fel de relații, niciun fel. Alegerea ai făcut-o tu, da? Corect. Și am lucrat. Pila care am avut-o pe lângă Dumnezeu a fost mama care a fost mereu lângă mine și m-a ajutat psihologic să trec pe lângă, dar a fost munca mea, doar munca mea și țin să precizez cu toate astea, într-o cultură în Viena care tinde să fie închisă față de străini, mai ales cei din Europa de Est, și nu ești văzut, probabil ești un nimeni, din nou, ceea ce la universitate era foarte clar că erai un nimeni, încă un număr între alți mii de studenți. Și totuși, deci asta a fost... și totuși, Miri, ai ajuns într-o fază destul de avansată. Mm-hmm, da, am reușit să termin în 4 ani și chiar și cu notele, cum ar veni media care o vroiam, cu semestrul afară. Și am reușit să studiez. Am studiat, de fapt, în 3 limbi. Limba germană fiind de bază, apoi engleză și am avut și cursurile de spaniolă în business. Lucru pe care îmi vine bine astăzi, când vom ajunge la ceea ce fac. Câte limbi vorbești, dragă? Vorbesc 4 limbi care pot să le certific, le vorbesc fluent. Româna fiind, bineînțeles, una dintre ele, engleza, germana și spaniola, iar cele 3 le și folosesc constant la muncă. Ok, hai să mergem mai departe cu pregătirea profesională, care consider eu că este cea mai mare realizare pe care ai făcut-o. Pentru că ai plecat pe acest drum căutând singură direcția. Evident că ai fost susținută foarte puternic de mama ta. Pentru asta merită toată lauda și cinstea și respectul, pentru că trebuie să ne spui mai departe că surprizele încă nu ni le-ai detailat. Da, de acolo, de la universitate, am lucrat un an, am luat o pauză să lucrez un an în Viena, la o companie germană, iar apoi, după, am decis să fac un masterat. Iar acest masterat, pot să spun, a fost cel care mi-a deschis orizontul și porțile spre compania la care sunt astăzi. Este un masterat care l-am făcut în Viena, la universitatea mea, dar și în St. Gallen, în Elveția. Este un masterat care e cotat și de Financial Times, în top 10 în lume, pe partea de management, se numește SEMS. E Alianța Globală de Masterate. Sunt 30 de universități partenere din fiecare țară, aproape a lumii, sau cele mai importante, cu o universitate de business. Și atunci noi suntem într-un cerc destul de restrâns. Iar acolo sunt și partenerii de companii care vin și... Alo, ne mai auzim? A fost când am... Nu cred că s-a întrerupt între timp, nu cred că... Nu e o problemă. Okay. De la partenerii de companii, te rog să reiei. Aici, pe lângă că sunt 30 de universități partenere, iar studenții sunt într-un club restrâns și putem să interacționăm unii cu alții, avem vreo 1000 de parteneri de companii care susțin acest program, dar și recrutează studenți. Dar te rog să-mi precizezi, cum ai ales acest master?
Mă uitam specific ceva pentru ce terminasem eu pe business, pe management și pur și simplu am luat ziarele Financial Times și mă uitam care sunt rankingurile. Nu am vrut să fac un masterat doar ca să îl fac. Am vrut ceva care să aibă o deschidere, să fie cotat cu reputație. E un lucru care și astăzi, și mă bucur că pot să fac mentoring cu studenții care acum sunt parte din această alianță, de la universități diferite, din Germania, Spania, de oriunde ar fi și din Viena, și recomand acest master. E ceea ce pentru mine a deschis ușile spre tot parcursul meu. Aici trebuie să intervin din nou. Cred că lucrurile astea nu s-au obținut ușor. Nu, și aici a fost o muncă, dar pot să spun că la master mi-am găsit locul. A fost în elementul meu, ca și să zic construcția mea educațională pe partea de master și ceea ce fac, sunt mult focusată pe strategie, pe management, dar marketing. Și atunci, în momentul când am fost pe partea aceea cu studenți internaționali din toată lumea, având tot felul de proiecte, pentru că lucram mult pe proiecte cu companii, a fost ceea ce mi-a dat libertatea de a mă dezvolta și a fi în elementul meu. Știu ceva despre un proiect la care ai contribuit și ai fost publicat în Forbes. După cum știm, Forbes este una dintre cele mai puternice publicații americane care dezvoltă și promovează performanța. Ce ne poți spune despre acest proiect? E foarte interesant să cunoască cei privitorii că românii noștri ajung și în locurile cele mai înalte, dar cel mai important lucru pe care trebuie să înțelegem, pe muncă proprie. Corect, da. O desfășurare interesantă a evenimentelor. Când eram în masterat în Elveția, la St. Gallen, am avut proiectul de consultanță cu o companie parteneră, ABB, la care și am început apoi să lucrez și parțial mai suntem, dar am să revin. Și acolo, cel care a fost primul meu șef în ABB și e mentorul meu chiar și astăzi, Oliver Lawrence, care lucrează în ABB, a fost cel care a coordonat proiectul. A venit, a adus o temă din partea ABB-ului, noi am fost o echipă de studenți, trebuia să facem acest proiect, dar ce a fost foarte interesant și eu cred că asta e un lucru ceea ce a vrut să puncteze Forbes și ce aș vrea ca celelalte companii să facă, a venit cu un proiect foarte real și relevant pentru ABB. A fost pe partea de implementare a unui proces global, iar nouă ni s-a cerut să începem să vorbim cu diferite țări în companie și să le ascultăm, să le auzim problemele și apoi să venim ca și niște consultanți să spunem, astea sunt problemele, astea sunt soluțiile. Deci ne încadrăm în sloganul meu, dialogul constructiv salvează România. Părerea ta contează, este important să se înțeleagă că dacă nu vor fi dialoguri între profesioniști, progres nu există, nu? Corect. Și e ceea ce astăzi pot să văd și la bunca mea, comunicarea, chiar și când avem cu clienții probleme, e ceea ce contează cel mai mult. Să lași omul să fie ascultat, doar să-l asculți, e cel mai important lucru. E deja problema rezolvată pe jumătate. Și asta e unul dintre principiile pe care le-am învățat de la primul meu șef din ABB, mereu, să ascult 90% și 10% să vorbesc doar. Ai ce greu este, ai ce greu este, dar e un lucru fabulos, extraordinar mesaj pe care trebuie să-l înțeleagă și cred că îl adresez tinerilor, nu? Corect, corect. Printre alte lucruri pe care eu mi s-au spus și care voi reveni, dar revenind la Forbes, începusem cu acest proiect pentru care am și câștigat împreună, bineînțeles, cu echipa premiul de proiectul anului în alianța noastră de CEMS, unde au fost 1000 de proiecte evaluate. Iar apoi, când am fost în anul 2 de universitate, eu am terminat masterul în 3 semestre, iar în semestrul 4 am început să-mi scriu lucrarea de dizertație și să continui să lucrez cu Oliver, cel de la ABB, care fusese
managerul de proiect. Iar în acel an a fost când a început, cred că și cu Forbes, el a avut ideea să continue și să ofere șansa studenților să crească și am avut 8 proiecte în paralel. A fost în Australia, în Suedia, în Viena, în Elveția și eu le-am ajutat să coordonăm. Iar proiectul acela s-a focusat mult pe inteligența artificială. Cum folosim inteligența artificială? Să folosim datele pe care le avem de la clienți, vânzările, și apoi să optimizăm procesul. Practic, dacă ai fi un vânzător, să spui, ok, uite, clientul tău ți-a cumpărat produsul ABCD și acum inteligența artificială îți spune exact pe cine să suni și ce anume să oferi ca și produs. Și este, este o muncă de cercetare extrem de profundă, după câte îmi dau seama din discuțiile pe care le purtăm. Deci, cei tineri trebuie să înțeleagă că studiu, aprofundarea științei este absolut necesară pentru a performa. Corect. Corect. Așa e. Iar de acolo am avut acele 8 proiecte, printre care din nou am câștigat premiul și chiar a fost în Australia ceremonia. Iar apoi, anul următor, eu am început deja să lucrez la ABB, am mers pe funcția noastră globală de finanțe, dar am făcut consultanță acolo. Am continuat în paralel cu Oliver să lucrăm la alte proiecte. Ajunsese deja să aibă 14 proiecte în mai multe țări și să le coordoneze. Iar Forbes ce a vrut să puncteze în acel articol a fost cum companiile, de exemplu ABB, se folosesc de viitorii lideri ca să le dea șansa să se uite în companie dintr-o perspectivă externă, poate cu o minte nouă, tânără, și să spună, hei, voi n-aveți nicio idee cum să faceți lucrurile cele mai simple. Uite, noi vă dăm o soluție. Și contează mult ca și student să ai această oportunitate și cineva să îți dea credibilitate. Mare și lucru și aici, excepțional, ai punctat niște lucruri fabuloase, faptul că trebuie să încurajăm tinerii și că trebuie să le dăm credibilitate. Lucrurile Corect. Astea nu prea se întâmplă în România, din nefericire. Și iată că dacă permitem acest sistem, avem români ca modele. Pentru noi, Miri, poți să fii sigură de acest lucru. În mod cert, ești un model. Dar hai să mergem puțin mai departe, pentru că activitatea asta școlastică s-a cam încheiat, nu? Corect, corect. Apoi am început să lucrez la, în această, să zic, funcție globală. Am fost mai mult pe Europa în finanțe, unde la... Chiar cred că aveam, nu știu, 26 de ani când începusem și am primit rolul de a implementa un model de lean management, se numește, făcut în parteneriat cu McKinsey, compania binecunoscută de consultanță, în care ideea era să mergem, să lucrăm cu echipele noastre din finanțe, să căutăm tot felul de lucruri care erau inutile, fără valoare adăugată în proces sau de management, și să-i ajutăm să fie mai eficienți. A fost o experiență interesantă. Țin minte, primul proiect l-am avut în Italia. Am mers, mi s-au dat 3 echipe, cam 10 oameni să lucrez și evident nu am fost luată în serios. Prima lună am avut multe întruniri în care efectiv oamenii nu veneau la întâlnire, refuzau. Adică italienii seamănă cu românii, ca să zicem așa. Și cred că tocmai de asta nu vreau să deocamdată să mă întorc în România, pentru că a fost o experiență interesantă să fiu într-unire și să nu vină nimeni, să aștept, era pe față o ignoranță totală, iar apoi să merg la fiecare și să încerc să trecem podul împreună, să facem o conexiune. Lucru fain la sfârșit a fost cei care mi-au dat și un cadou și încă suntem în contact. Dar sunt lucruri care cred că ca și om te fac puțin mai rezilient, așa cum se zice în română, cu un obraz mai gros, ca să nu iei toate lucrurile personal. Da, da, e foarte interesant aprecierea ta. Trebuie să treci puțin podul și să nu iei toate lucrurile personal, în așa fel încât ținta pe care ți-ai propus-o
sau să identifici metode de lucru ca să poți ajungi acolo unde ți-ai dorit. Corect. Și asta am încercat, asta am învățat mult de acolo, nu doar partea, bineînțeles, ce înseamnă procesul de lean management din structura japoneză, a fost mai mult partea cu oamenii. Un lucru care nu pot să-l uit, ceea ce l-am învățat din nou de la primul meu șef din AMB a fost tradus, ar fi cultura sau diferențele culturale, cultura fiecarei țări, mănâncă strategia și procesele ca și mic dejun. Adică putem... Mm-hmm. Dar totuși, Miri, știi, la noi, din nefericire cu oamenii ăștia care au atât de mult de spus, trebuie să le dau o veste tristă, că poveștile nu se termină aici și nu se pot termina într-o singură emisiune. Sunt lucruri foarte, foarte interesante, sunt chiar generoase și mesajul tău se adresează unor tineri. Este fantastic și va trebui să ne ajuți în continuare, deci... Aici fac o mică paranteză să secvenționăm subiectul. Mi-am propus să identific români care sunt exemple, care au performat în lumea largă, care pot să ne transmită idei, mesaje, să fac atenționări, pentru că alegerea este a lor. În ce direcție o iau, cum o lucrează, ce lucrează. Problema de exemplu... de martor. Da, domnule, eu sunt care am performat. Și hai să mergem mai departe. Ce ne pot spune despre Miri slujba de zi cu zi pe care o derulezi tu după ce ai terminat masterul? Unde ai lucrat prima dată și după aceea unde ești acum? Da, am început practic, ok, timpul masterului am lucrat și la Continental, înainte la compania germană, dar cariera mea am început-o la ABB, de unde am început cu toate treptele, iar acum, de aproape 2 ani, sunt în ceea ce a fost cândva una dintre diviziunile de la ABB, dar acum suntem parte din Hitachi Power Grids. Sunt în industria energetică, tot ce înseamnă energie, avem clienți mari, cum ar fi E.ON, sau guverne diferite și așa mai departe, care, bineînțeles, promovează sau dau energia clienților final, cum am fi noi. Iar acolo sunt pe partea de marketing și sales, ca și funcțiune globală. Am două roluri. Unul este pe partea globală, unde acum ne ocupăm de sinergie, să ne integrăm divizia noastră în Hitachi, lucrez mult cu japonezii, iar al doilea rol este de implementarea tuturor proceselor de marketing și vânzări pe regiunea de America de Sud, Japonia și Coreea. Așa că cam în mare. E ok. Sediul unde este? Sediul este foarte în interesant. Dubai. Este... Sediul este în Dubai, pentru că aici șeful nostru global pe marketing and sales e staționat. Aici avem echipa globală și aici e unde am aterizat. În iulie voi avea 2 ani. Inițial am venit doar pentru 6 luni, iar la finalul celor 6 luni am decis toți împreună că ne placem unii pe alții și că... Deci se lucrează în echipă, nu? Deci trebuie neapărat un lucru foarte important. Pentru a avea progres, pentru a avea succes, trebuie să lucrezi în echipă, adică să știi foarte bine rolul și să știi și joci, nu doar să fii figurant. Aveți și figuranți printre voi pe acolo. Nu, aș spune în echipa noastră, care e aici, nu. Se mai află unul altul, dar de obicei oamenii care sunt destul de sus puși la niște poziții, cam ignoră acești oameni, nu se stresează și nici nu își consumă energia. Haideți să punctăm foarte limpede. Actualmente faci parte dintr-o echipă care răspunde de energie, și aici o să detaliez un pic, te rog, să înțeleagă lumea despre ce energie e vorba, de America de Sud, Japonia și Coreea de Sud. Așa am înțeles, nu? Corect, da. Asta e unul dintre rolurile mele, iar apoi am cel global. Ca să nu ne plictisim, noi toți avem mai multe roluri. Ia povestește-ne ce însemnează o zi de muncă pentru Miriam. Ok, o zi de muncă. De obicei, încep diminețile mai mult cu un meeting intern cu echipa mea de aici,
Și mergem mai mult pe partea de globală, încerc să-mi împart rolul, tot ce înseamnă global, tot felul de proiecte pe partea acum cu sinergie. Să zicem, un proces global care noi îl avem, trebuie acum să-l aliniem împreună cu Hitachi, cei care ne-au cumpărat. Iar acolo vorbesc mult cu șefii de regiuni global. Pot vorbi cu Europa, să văd tot felul de oportunități, sinergii. Iar apoi, spre jumătatea zilei, începe America de Sud să se trezească, iar acolo vorbim mult. Acum lucrez foarte mult la planurile de dezvoltare strategică pentru fiecare țară. De exemplu, cu Peru, unde vrem să ne dezvoltăm în următorii 2 ani, să creștem ca și piață, unde putem vinde mai mult, ce clienți putem să câștigăm mai mulți. Asta fac cu toate țările. De fapt, în America Latină, 6 țări avem care sunt mari, și la fel cu Japonia și Coreea. Dar aia e fusul de dimineață. Deci o zi, ca să-i spunem așa, la tine începe în jur de ora 9 și se termină la 9 seara, nu? Sau corect, mai corect. Corect. De... Încerc să încep pe la 9, 10, dacă se poate 10, pentru că de multe ori ține până la ora 9, 10 seara. Depinde. De zile. Într-adevăr, oamenii trebuie să înțeleagă că și în Biblie spune cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Miri, dacă știi că sunt foarte multe chestiuni pe care noi nu putem să le abordăm în emisiunea asta și aș vrea totuși să înțelegi că România au nevoie de modele. Ești unul dintre modelele pe care noi ne propunem să le promovăm. Personal lucrez de 6 ani în radio. Am acum canalele astea de YouTube în care încerc să schimb totalmente paradigma legată de români. Și nu mai vreau să prezint pe cei care... E adevărat, există, nu-i putem nega, dar fac numai prostii. Vreau să-i promovez pe cei care fac performanță. În discuția pe care am avut în pregătirea acestei emisiuni, te-am rugat ca o dată așa, pentru că auzind programul tău este ceva infernal, totuși să-ți cauți timp să ne ajuți să promovăm România, pentru că e țara noastră și am vrea să realizăm mai multe emisiuni pe această direcție și aș vrea ca să înțeleagă lumea care e mesajul. Mesajul este să înțeleagă că pila este munca. Corect. Seriozitatea, demnitatea, onestitatea. Greșesc cu ceva? Absolut deloc. Și asta e ceea ce pot să dau ca și mesaj de la un om care e șeful nostru de resurse umane global, care a spus, umilința te duce departe. Sau modestia, nu... Da, corect, corect, interpretabil, umilință în sensul pozitiv al cuvântului, nu în sensul în care să-ți bagi joc de cineva. Absolut. Miri, dragă, mi-e teamă că se va întrerupe transmisiunea și atunci îmi permit să fac o încheiere și eventual să continuăm partea a doua. Dragii mei, am fost alături de un român adevărat, un român care a dovedit că atunci când muncești, Dumnezeu binecuvintează munca. Și pentru că noi suntem o emisiune în care totdeauna avem o benedicție, Dumnezeu să binecuvinteze România și pe români, oriunde ar fi, orice ar face și orice profesie ar avea, îl rog pe Dumnezeu să dea putere de muncă tuturor românilor. Mulțumesc pentru cei care pot fi modele, mulțumesc pentru cei care pot să învețe pe frații noștri români să fie cap și nu coadă. Doamne ajută, Doamne dă bine și binecuvintează România!